Traian Băsescu a dat lovitura, PMP a destructurat o organizație întreagă PNL, Unific Me Dreapta Foto. Fostul presubliniere dinte, Traian Băsescu, a dat o lovitură dur celor de la PNL. O întreagă organizație a liberalilor a trecut în barca celor de la PMP. Organizaia PNL Nehoiu, în frunte cu președintele și consilierul ONS, domnul Radu Bular, a trecut la PMP. 17 din cei 20 de membri ai biroului executiv ONS și 120 de membri de partid au decis să dea curs invitaiei noastre de a unifica dreapta într-o singur for care să acționeze pentru binele cetenilor. Noi luptăm pentru obiective cu adevărat importante, proiecte în jurul cărora avem siguranța ce ni se vor alătura mai mulți colegi de dreapta. Unul dintre ele este revenirea la alegerea primarilor în două tururi, întrucât acest lucru conferă legitimitate actului de guvernare local. PMP este singurul partid care face opoziție față de actuala guvernare și care are curajul de a spune lucrurilor pe nume. Este momentul în care trebuie să arteme ce politica este altfel îi ateptme lângă noi și pe cei colegi care vor să se alture acestui demers, se anunc într-un comunicat de presă remis stirii pe surse.ro.